2019, suntem în autogara din Madrid și New Life, New Experience. Astăzi o să fim nebuni, o să mergem cu autocarul. Bună! Aș dori un bilet. Cristi, vii tu? Da. Două bilete, vă rog. Până în Cluj-Napoca. Madrid-Cluj. M-a rugat Agnes să-i trimit ceva de mâncare din Spania și am făcut rost de un picior de porc, un hamon, tradiționalul hamon, și îl punem direct la adresă, la Beclean, că nu știu când mai ajunge acasă, că eu sunt cu combinații, cu călătorii, cu de-alea. Eu sunt Mircea. Mihaela. Am un colet cu jambon care l-am pus de aici și vreau să mă asigur că ajunge întreg, bine? Sigur că da. E o chestiune de viață și de moarte pentru mine. Taică mi-e fan jambon. Și ideea, dacă se poate, bine? Bine. Să-mi lași un număr de telefon și dacă se întâmplă ceva, dacă e ciugulit cumva din jambon, o să te sun, bine? Sigur că da. În urma unui concurs mai greu ca la poliție, am câștigat postul și voi fi ghid pe ruta Madrid-Barcelona și dacă mă descurc bine și nu mă fac de circ și măcar râde lumea la glumele mele, mă bagă pe altă rută, chiar peste tot pe acolo, prin Valencia, Cristi, mai zi un oraș din Spania. Zaragoza. Și acum mai nord, și pe nord, pe acolo, pe Vigo și pe aia, deci toată Spania. Dacă mă descurc, o să o văd toată. Să încerc să fac să vă simțiți bine astăzi, sper să-mi iasă. Vă mulțumim. Dacă aveți nevoie de masaj sau ceva, foarte, foarte bun. Acum, cea mai sigură cale ca să începem cu dreptul cu fiecare pasager în parte, să facem un compliment. N-ai cum să zici nimic de rău. Frumoasă cămașă, salut, tot respectul. Frumos telefon. Mersi. Salut. Salut. Nu stă bine, prea. Ceau. Ceau. Vă salut în clasă. Mai bine. Foarte, mă bucur că zâmbiți. Cristi, dacă ai nevoie de ceva, eu sunt aici pentru tine. Sigur, sunt convins că vom face o echipă bună. Și acum, când nu suntem pe autostradă... Spune-mi, cam de câți ani ești tu șofer? La șofer? De 15 ani. Și cam... Pe autocar. Pe autocar. Și cam în câți kilometri s-ar traduce chestia asta? Kilometri s-ar traduce în jur de 3-4 milioane de kilometri. Milioane? Și tu ești milionar? Asta nu. Azi m-am întâlnit cu mulți. Aș vrea să fiu milionar. Milionar în kilometri. Ca și ghid turistic vreau să prezint acest peisaj. Aici, în dreapta mea, stânga dumneavoastră, avem deal cu pădure netăiată, un specimen care la noi în țară, din păcate, nu este atât de des întâlnit. Iar în partea stângă, respectiv dreapta noastră, vedem un deal cu mai puțină pădure și plante. Sunt și câteva case și un drum. Vă mulțumesc! După cum se poate vedea și auzi, programul de entertainment are succes. Partea bună e că nu te huiduie cât timp dorm. Cum de mergeți cu autocarul? Am bagaje și cu avionul n-am fost, nu mă duc. Da? Nu, mă duc. Deci cu bagajul puneți tot ce vă trebuie, îl duceți frumos, nu? Da. Vă lasă până acasă, nu? Păi în apropiere. Nu, deci la fix. Ați mai fost de multe ori cu autocarul? Da. V-ați făcut prieteni cu un autocar? Cu șoferi, cu clienți, domnul ăsta din dreapta, vă cunoașteți sau mă vorbiți așa? Astăzi ne-am întâlnit. Ah, deja vă cunoașteți bine. Deja la satul de prieten, ăla cu... Astăzi că ne-am întâlnit cu dumneavoastră. Deci atât. Deci cât de bine știm noi doi și cu domnul ăsta. Exact. Un nou mesaj de interes public, vă rugăm frumos puțin atenție. Plouă bine. Mulțumesc. Deci te gândeai că o să-ți faci așa mulți prieteni? Oricare de cine deja ai prieteni, noi suntem prieteni, vezi că deja se pune. Deja ne putem, mă laud că sunt prieteni cu Alin, deci e perfect, știi? Deci mai avem câteva ore, deci ne putem împăca, certa. Înțelegi că e normal să încertăm la început. Logic. E normal, nu ți-i supui lua personal. Tu mă cerci, eu te cert, e o soluție total normală. Mulți de frică de avion, asta e principalul. Da. Și ce chestii ai vrea de la avion să implementați aici la voi? Ce ți-a fost? Da, aceeași chestie ca la avion. Când aterizează, toată lumea se aplaude. Asta ar fi bine, pentru că piloții doar așa nu iau din car lângă pe pasagerii din spate. Da. Deci, în primul rând, vom lua o pauză de 30 de minute și doi la mână, o rafală de aplauze pentru șoferul nostru. Mulțumim! Bravo. Mulțumim, Cristi! Te urmăresc pe YouTube. Mulțumesc mult acum. Hai că zic la Maria acum. Bună ziua, mă numesc Mircea Bravo. Pentru cei care v-ați urcat mai târziu la Zaragoza, bine ați venit.
Eu voi fi omul dumneavoastră de divertisment și ghidul dumneavoastră. Mai exagerez un pic, o să bat un pic din gură. Totul este inclus în prețul biletului, dar dacă vreți să oferiți un bacșiș sau ceva, cu mare drag. O călătorie plăcută. Care e primul care îl faci când ajungi acasă? Primul pas? Da, deci ajungi intim. Un grătar cu prietenii. Un grătar cu prietenii? Clar. Îți dau o veste așa. Crezi că e destul de frig în țară. Să te chinui bine cu... Mi-a povestit că e zăpadă. Dormiți. Să vă ocupați dumneavoastră de postul de entertainment până așa cât lipsesc eu, să, dacă mai plouă, să comunicați, nu știu. Da, da. Mircea? Cătălin, îmi pare. Wow, Cătălin chiar și citește acum, s-a pus în spate, îi... Te avem pe tine în spate, e bine, n-are cum să fie rău, știi? Vine o energie bună din spate și trebuie să venim înapoi și noi cu energie bună spre tine. Doamne ajută. Și înainte. Exact. Nici la stânga, nici la dreapta. Adică chiar acum mai luăm pe lături aici un autocar, autocarul mai e tot în față. Asta e direcția. El merge, se spune că nu a zice, da, ci a mișca, înseamnă ajunge. Deci în spate, într-adevăr, e un loc mai spiritual, ești mai relaxat, mai liniștit. Dacă suntem pe Caterin, că mergem în față, dacă veni... Nu-i problemă, nu mă deranjează. Cati, o dignă, venim aici în spate. Nici pe Iisus nu mă deranja, Caterin. Place. A acceptat. Doamne ajută, îți mulțumesc. Doamne ajută. Mai vine, da, Doamne, iară, mai vine o dumă, mai vine înapoi, că îmi zice Cristi, că îmi zice și Cristi că o dumă, știi, așa, păi. Au fost persoane care au jucat la Alba Neagră, dar oricum noi anunțăm pe fiecare parte pe călători, anunțăm la microfon în autocar ca să nu joace la Alba Neagră, unde oprim în parcări. Da, seama că au fost persoane care au suferit din cauza la Alba Neagră și după aia, după ce ai fost păgubit, cauți un vinovat, ba șoferul cine ai de vină, dar e ca și cum lucezi pe șofer că ți-a luat un parfum prost din benzinărie. Trebuie să-ți iei unul mai bun, nu? Scuză-mă că zic. Să ne aștepți cu mama. Tu recomanzi parfumuri bune, nu? Da, recomand parfumuri bune, nu parfumuri de pe go. Da, nu, absolut. Vreau să vă rog, în caz că vedeți pe domnii cu Alba Neagră și aveți chef de adrenalină, să vă downloadați un joc de pe telefon și să vă calmați cu chestia. Mult succes! Bistrița 2019 și am venit să-mi ridic coletul pe care l-am lăsat. Știu că deja vă obosesc cu hamonul meu, dar știți cum e important pentru taică-miu. Numai bine, acum ajunge autocarul și trebuie să-l testez dacă e în regulă. Dându-mi rolul de ghid în serios, o să ghidez un pic autocarul, că nu. Principiul înțeles, te descurci. Nu contează, suntem aici. Gigolul ăsta care fură femeile din Spania. Tu furi femeile din Spania. Are cum areți așa. Ai succes acolo, că ești mai latino, așa. Deci, dacă mergi la... Dacă mă întrebi, înseamnă că... Maluma. Deci Maluma. Tu ești Maluma, tati. Deci cum e Maluma Baby, pe românește Maluma Tati. Maluma Tati. Maluma Tati. Avem un colet foarte important, poate v-a spus colega. Da. Pe nume Mircea Bravo. Ok. E un hamon pentru taică-mea din Spania. Taică-mea face foarte mult hamonul, că a avut o fază cu maica mai de mult. În fine, nu intră detalii, vreau să văd dacă e în regulă, ok? Sigur, sigur este în regulă. Este frumos, da, aici? Da, acesta este. Copiți, vă rog. Da, câteva kilograme în plus, vă mulțumesc. Trebuie să se sau ceva? Da. Mircea, bravo. Da. Puteți să-mi fie cuise, nu am problemă acolo. Că... Semnați, vă rog, aici, pe primire. Da. Păi rămâne și ca autograf. Mulțumesc mult. Mulțumesc frumos. Revenim cu feedback-ul de la Hamon, sigur, bine? Sigur, să aveți poftă. Vă las și noastră o bucată sau ceva? Nu, e ok. Nu. Mulțumesc. Pentru că nu am găsit fetele în autocar, am venit aici unde sunt fetele de la Tabita să le întreb unde sunt fetele. Poate sunt aici fetele. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Stai să închid, Cristi, că intre cu frigo. O nelămurire aș avea. Da, spuneți. Am venit cu autocarul pe Spania și spuneam mulți că sunt fete în autocar și nu le-am văzut. Erau fete în autocar? Au zis unii de acolo dinăuntru. Și am mers înăuntru și nu le-am mai găsit. Oare cum am putea face să dau iară de ele? Dacă vrei, eu pot să caut în listă, să vedem exact ce fete sunt. O să te rog să iei lista, să iei Facebook-ul fiecare. Așa. Și în măsura în care ți se pare că ar fi o fată care s-ar potrivi, cu mine să mi le dai un CC, un forward pe mail, bine? Ok. Cea mai frumoasă care a fost atunci, aia te trimit. Top 3, s-am perfect. Bun. Ca și concluzie, am ajuns în România, sunt în mână cu coletul din Spania, mă declar mulțumit. În plus, au fost ceva persoane care au râs la glumele mele la autocar, chiar dacă nu s-a văzut. Dacă aveți drumul în Spania sau vreți să trimiteți un colet, Tabita Tour, în caz că nu știți cum să scrie, punem linkul în primul comentariu și vă pupăm!